Doamne, ajutăm! Începem acest videoclip prin citirea câtorva cuvinte din Sfânta Scriptură, mai exact epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel. Nu vă înjugați la juc străin cu cei necredincioși, căci ce însoțire are dreptatea cu fără de legea, sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Și ce învoire este între Hristos și Veliar? Sau ce parte are un credincios cu un necredincios? Sau ce înțelegere este între templul lui Dumnezeu și idoli? Căci noi suntem templul al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi voă tată, și veți fi mie fi și fiice, zice Domnul a toțiitorul. Acum poate vă întrebați de ce am citit aceste cuvinte din Sfânta Scriptură. Păi este foarte simplu. În calendarul nostru ortodox, există pe data de 24 iunie, dată în care este prăznuită nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan Cel Nou de la Suceava și Sfântul Ierarh Niceta din Remesiana, pe lângă acești sfinți, pe data de 24 iunie, sunt trecute în calendarul nostru ortodox și câteva vrăjitoare, și anume sunt zienele sau drăgaica. Deci, de unde până unde în calendarul nostru ortodox să fie trecute aceste vrăjitoare, da? Deci, pur și simplu, nu înțeleg. Ce părtășie are lumina cu cum spunea și Sfântul Apostol Pavel și vedem cu toții, da? Sunt scrise în paranteză. Sunt sau drăgaică. Ok. Deci haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste sunt sau drăgaică. Cine sunt, de unde a venit și ce ar căuta în calendarul nostru ortodox. Și uite așa, intrăm pe site-ul creștinortodox.ro să vedem ce se scrie despre drăgaică sau sunt ziene. Drăgaica sunt în tradiția populară. În calendarul popular, Ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Calendarul popular, da. Păi și ce caut în calendarul ortodox? Deși sunt asociate sărbătorii creștine a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și a aducerii moașterului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Sânzienele își au originea într-un străvechi cult solar. Ce deci vorba de zeități. Denumirea este preluată probabil de la Sancta Diana, zeița silvestră. Da? Ferească-ne Dumnezeu și Maica Domnului. Bă, ce cautăm, frate, uite, scrie clar, da? Zeița. Mm. Ce caută zeițele și brăjitoarele în calendarul nostru ortodox? Sânzienele erau considerate, încă din vremea lui Cantemir, ca reprezentări fitomorfe, florile de sânziene și divinități antropomorfe. Divinități, da. În credința populară, Sânzienele erau considerate a fi niște femei frumoase, niște adevărate preotese ale soarelui, ce mai vreți, fraților, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. Draci, pur și simplu draci, nu este exclus ca în vremuri îndepărtate populația din munți să se fie întâlnit la momentele solstițiale sau echinocțiale pentru a săvârși ritualuri închinate soarelui. Da, mă, frate. Zeități pe față, da? Megaliții din munții Călimani, pe care s-au descoperit în semne solare, pot fi mărturii în acest sens. Păi și dacă aveți și mărturii, mă, frate, de ce le-ați mai trecut, mă, în calendarul nostru ortodox? Nu înțeleg cine l-o fi trecut, frate. Și ce rol au și ce sens au. Mai degrabă, răspunsul meu ar fi că este o blasfemie mare. Asta este. Ce și are lumina cu tunericul? Încă o dată repet ceea ce ne spunea Sfântul Apostol Pavel. Aute aici. Conform tradiției, sunt zienele plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie. Cântă și dansează, împart rod holdelor, ferească-ne Dumnezeu. Umplu de fecunditate femeile căsătorite, adică ce se întâmplă, mă, fratele, îndrăcesc pe femeile alea fecunditate, Doamne, ferească-ne Dumnezeu. Înmulțesc animalele și păsările, umplu de leac și miros florile și tămăduiesc bolile și suferințele oamenilor. Nu mă dă dracu să nu dai, că uite ce face. Te tămăduiește el. Păi și de asta plastrecum trecut în calendar acolo? Doamne, Maica domnule. Spre deosebire de rusalii, care sunt reprezentări fantastice, aducătoare de rele, na, ce mai vrei, sânzienele sunt zâne bune, dar ele pot deveni și foarte dăunătoare, lovindu-i pe cei păcătoși cu lanțul sânzienelor, pot stârni din senin și vijelii, pot aduce grindină, lăsând câmpul fără de rod și florile fără de leac. bate Dumnezeu să-i bat de sânziene și de... Doamne, Maica Domnului, ce se întâmplă, frate, aici? În ajunul sau în ziua de sânziene, se întâlneau practici și obiceiuri de divinație, de aflare a ursitei și a norocului în gospodărie. Adică de satana din gospodărie, că norocul e tot un demon. În dimineața de sânziene, înainte de răsăritul soarelui, oamenii strângeau buchete de sânziene pe care le împleteau în coronițe. A, ah, să înțeleg că există și flori cu numele ăsta de sânziene, păi. Aia. E. Se consideră că omul va trăi mult în cazul în care coronița rămânea pe casă sau, din potrivă, că va muri repede. Băi, zghicește dracu, uite, toamne, maica domnului. Atunci când coronița aluneca spre marginea acoperișului sau cădea de pe acoperiș. Na, ca să o vezi și pe asta. Deci, dacă spica coronița de pe casă, a doua zi crăpai. Ai. Fetele strângeau flori de sânziene pentru a le pune sub pernă în noaptea premergătoare sărbătorii în credința că își vor visa ursitul. Bă, să știți că am mai auzit și o poveste asta, că una dintre ele și-a pus nu știu ce supernă, a aprins o lumânare, stea cu lumânarea prins în fața oglinzii și nu știu ce rostea pe acolo și și-a văzut ursitul. Și ci că s-a și împlinit, numai că ursitul i-a făcut vreo doi copii, a bătut-o și a părăsit-o, știi? Asta e. Dar na, sunt zienele și-au făcut datoria, probabil. În fine, da, ce mai avem pe aici? Gospodarii încercau să afle care le va fi norocul la animale. Bă, noroc, animale cu noroc. Tot cu ajutorul florilor de sânziene, în seara din ajunul sărbătorii, agățau cununi de sânziene la colțul casei, orientat către răsărit și dacă a doua zi, în coroniți erau prinse păr de la anumite animale sau puf, sau pene de la păsări, considerau că anul va fi bun, mai ales pentru acesta cine știe ce păr cămilă găseau ele pe acolo și Doamne, doamne, pare că superstiții, frate. Deci, uite, ce caută superstițiile în calendarul nostru ortodox? De unde până unde, mă, frate? Ce caută, mă, vrăjitoarele astea și nebunile astea? Cine poate fi introdus în calendarul nostru ortodox așa ceva? Noi știm că biserica ortodoxă este mama, avându-l ca tată pe Iisus Hristos. Și datorită acestui fapt, necuratul atacă biserica ortodoxă din toate părțile, și din exterior, și din interior. Da, probabil cine a introdus vrăjitoarele în calendarul ortodox este cel ce atacă din interior. Dacă ne aducem aminte de sfinții noștri mucenici, păi și-au dat viața pentru Hristos, frate. Nu? L-au mărturisit pe Hristos. Nu au vrut să jerfească zeilor, să se închine zeilor, să aibă nicio legătură cu vrăjitoarele, cu vrăjitoriile, cu Idolii cu nimic. Și-au dat viața pentru Hristos, pur și simplu. Deci n-au avut nicio părtășie cu întunericul, da? Noi avem una sfântă sobornicească și apostolească biserică, deci prestul ce vine din afară e de la satana. Nu ne jucăm cu astea, deci, na. Poate vor fi persoane care vor spune, bă, lasă-mă că nu se întâmplă nimic sau că nu e nimic că strecute acolo sunt zienele și vrăjitoarele astea. Ba da, este mare, mare păcat. Noi nu trebuie să avem părtășie cu nimic altceva. Ferească-ne Dumnezeu și Maica Domnului. Pe cum să ținem noi în calendarul nostru ortodox? Probabil un creștin ortodox își agață calendarul de perete. Deci printre marii noștri sfinți, ia ca apar și vrăjitoarele. Na, ce părtășie au vrăjitoarele cu sfințenia? Dacă aveți acasă calendarul ortodox, tăiați-le de acolo frumos cu pixul. nu au ce să caute în calendarul nostru ortodox. Nu avem părtășie noi cu întunericul. Noi căutăm lumina, îl căutăm pe Hristos. Bineînțeles, poate să vină cineva să-ți spună, bă, dar stai, că de fapt înseamnă altceva, că lasă-mă mă, frate, cu altceva și cu prostii. Nu. Este scris în calendarul nostru ortodox, vrăjitoare, da? Ați văzut fetișcanele care se închina la zeu soarelui. Păi ce tangenți avem noi, nu, cu idolii? Niciodată. Ori mergem cu Hristos, ori mergem și cu Hristos, dar hai și cu niște demoni după noi, știți? Hai să ne închinăm și la zeități din când în când, că treacă, meargă, că Dumnezeu lasă că nu se supără pe noi. Păi după aia ne întrebăm de ce ne merge rău în familie sau nu? Și credeți-mă că nu este de glumă. Uite, știu o mică povestioară, era o femeie foarte, foarte credincioasă, evlavioasă către mai Maica Domnului. Și avea o anumită problemă. Ea mergea în nostru la biserică, se punea în genunchi în fața icoanei Maicii Domnului, se ruga cu lacrimi, cu... No. Avea o anumită problemă. Și uite așa, se ruga zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și nimic. Aceeași problemă, mare problemă. Și într-o zi Maicii Domnului i s-a făcut milă de această femeie și ce s-a întâmplat? I-a apărut în vis preotului de acolo de la biserică și a spus, vezi că femeia aceea are în casa ei o carte eretică spune să o arunce, și dacă o aruncă, voi fi mișlocitoare pentru ea către Fiul meu și Dumnezeul nostru Isus Hristos. Asta și făcut. A doua zi a venit femeia la biserică tot așa în lacrimi, iar părintele i-a spus, vezi că ai acasă la tine o carte eretică, du-te și aruncă. Femeia imediat s-a dus, a aruncat cartea și uite așa Maica Domnului imediat a ajutat-o. I-a rezolvat acea mare problemă. Deci cu credința adevărată nu e de jucat, că mai să trecem, mai să mergem, nu merge la Hristos cu așa ceva. Ori ești cu Hristos, ori ești cu altcineva. Deci cam aceasta este ideea videoclipului. Nu știu cine a introdus aceste vrăjitoare în calendarul nostru ortodox, scrie clar aici, sunt zienele sau drăgaica, pe 24 iunie. Atunci când este nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, da? mare, mare sărbătoare. Păi, evident, dacă e mare, mare sărbătoare, hai să trecem și brăjitoarele că asta este. Așa că satana ce a zis? Hai să băgăm și niște brăjitoare, dacă tot e cu de -astea, cu propăvăduiri, cu Ioan Botezătorul, păi, trimitem și noi ceva vrăjitoare. Păi, ca lumea să se gândească mai mult la ritualurile acelea păgâne, să-ți baci supernă flori, să te uiți în oglindă, să-ți vezi alesul sau aleasa sau în fine, pă draci, pe cine se mai vede în oglindă acolo. Mâine, poi mâine, ferească-ne Dumnezeu și Maica Domnului, ne trezim că în calendarul nostru ortodox pe cineva îl îndeamnă diavolul să treacă de nașterea Domnului, în paranteză, Moș Crăciun, sau de Sfintele Paști, de învierea Domnului nostru Iisus Hristos, să treacă în paranteză și e purașul, sau mai știu eu ce nebune. Doamne ferește acum, asta este. M-aș bucura tare mult să dispară aceste nebunii din calendarul nostru ortodox, pentru că ortodoxia este unica cale către mântuire. Doar biserica ortodoxă va dăinui în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută și mântuire la toată lumea.